Bogdan Vardie la Europa FM. Săptămâna trecută pe vremea asta mi-aduc aminte, Dan Vardie era undeva prin Milano și testa de zor mai multe mașini electrice. Se întâmpla la Eco Best Challenge. Dan Vardie, președintele APIA, în direct cu noi la Autofan, acum pe drum cu prioritate. Salut, Dan, mă bucur să te aud și să te văd, pentru că suntem și în transmisiune live pe Skype, pe pagina Radio Europa FM. Salut, Radu, salut, Europene FM. Într-adevăr, săptămâna trecută testam vreo 14 mașini electrice plus noul VinFast VF8 în afara concursului, pentru că era un prototip, dar e bine să o spunem, Radu, era primul test în Europa cu asemenea mașină. Da, până la urmă, care a fost cea mai bună mașină? Că asta ne interesează pe toți. Care a avut cea mai bună autonomie sau, mă rog, care au fost criteriile? Încă nu putem spune, pentru că toate datele sunt la prelucrat. Vă spuneam data trecută că s-a folosit un super app, o super aplicație specială pentru a face cele mai precise măsurători. Ce pot spune, Radu, că unu, într-adevăr, autonomia a crescut mult față de anul trecut. Eu cred că suntem undeva la undeva între 20 și 30% mai multă autonomie, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, mașinile electrice merg cu mare rapiditate la rezolvarea acestei probleme de autonomie, deci nu mai prea sunt motive de neliniște, pe de o parte. Pe de altă parte, ce am constatat, ceea ce noi numim life after death, adică viață după ce pe indicatorul de bord apare informația baterie zero, spuneam și anul trecut, o spune și acum, mașina nu moare așa cum o face telefonul, ci continuă să ruleze. Însă anul acesta, ca o constatare generală, am remarcat că această distanță parcursă după ce bateria indică zero s-a micșorat. Semn că producătorii au început să ofere, dacă vrei, la vedere, mai multă parte din baterie pentru a fi folosită la vedere, și a lăsat fiecare producător ceva mai puțin ascuns, ca să zic așa, în baterie, în cazul în care s-ar putea numi, poate și în situația dată, pana prostului. Însă vreau să vă spun, oameni buni, că sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în acest moment, foarte multe evenimente interesante. Spre exemplu, în weekend am avut a patra ediție Dacia Duster Camp, un eveniment unic în Europa, e un eveniment inventat aici în România și care se adresează doar posesorilor de Dacia Duster. A fost un eveniment extraordinar undeva la Rucăr. Apropo de Rucăr, noi eram toți acolo când toată lumea vorbea despre venirea lui Elon Musk în România, așa cum s-a dovedit. Era, n-a venit nimeni, vă dați seama. Era la evenimentul vostru, de fapt, asta exact, n-ați vrut voi să spuneți. A fost o glumă continuă acolo între noi, că să vedem cine e ăla deghizat în Elon Musk și conduce Dacia Duster. A fost, fine, am avut și noi glumele noastre. Însă vreau să vorbim, Radu, toată lumea mai puțin Europa FM, ca să fim exacti. Exact. Și e trist. În fine, putem vorbi despre tema asta. Să nu divagăm, da. Am multe informații care acuză foarte multe medii de presă care au, se pare că au fost bine, în ghilimele, plătite ca să facă această diversiune. În fine, nu e treaba mea. Să rămânem la mașini, da. Exact. Ce vreau să vă spun, oameni buni, este că la Paris, și vreau să vă dau câteva detalii, s-a declanșat acest război, că este clar că va fi un război, între Europa și China, inclusiv în domeniul automobilului. De ce? Pentru că mulți au remarcat, după aia au întrebat, dumne, dacă e un război, să știți și noi despre ce e vorba. Ei bine, de ce este simplu? În momentul în care chinezii au început și iată că încep să vină grupa mare în Europa să vândă mașini, în acest moment ei nu au niciun fel de bariere. Deci vii cu mașina și o vinzi cu zero taxe vamale, zero taxe tarifare, deci totul este masa pusă, cum se spune. În timp ce dacă faci același lucru și te duci în China să vinzi produse europene, mă refer acum la mașini, bineînțeles, există o serie întreagă de bariere, în primul rând de bariere vamale și nu numai, pe care China le pune în calea vânzărilor de automobile produse în Europa, ceea ce, evident că și așa în Europa nu sunt foarte ieftine, vă dați seama cât de scumpe vor ajunge în China. E bine, războiul care este pe cale să declanșeze vine de la o idee corectă, și anume, dom'le, hai să găsim o reciprocitate, astfel încât atunci când producătorii chinezi vând în Europa, să vândă la prețurile
astea, adică fără niciun fel de taxe, dar atunci și noi europenii să avem acces în China fără taxe, sau invers. Dacă chinezii pun în China niște taxe pentru europeni, să procedăm și noi la fel în Europa, cu aceleași grade de taxare sau cu aceleași tip de bariere pe care le au și chinezii împotriva europenilor. Chestia asta cu siguranță va declanșa războiul de care vă vorbesc. Deja l-am văzut pe Bruno Le Maire, ministrul de finanțe și al economiei din Franța, care a fost foarte apăsat pe această temă. Inclusiv cancelarul Germaniei a început și el să fie foarte clar pe această temă. Toată lumea arată cu degetul spre Comisia Europeană, care trebuie să acționeze, pentru că, evident, lucrurile nu pot rămâne așa. Și eu estimez că în câteva luni de zile vom avea probabil niște reacții dure ale Bruxellesului împotriva producătorilor chinezi, ceea ce, oameni buni, pe noi ca și consumatori, pentru că să nu uităm, România e partea Uniunii Europene, trebuie să ne intereseze, pentru că dacă cineva își închipuie o mașină foarte ieftină care vine din China, nu comentez aici calitate, baterie, că vorbim numai de mașini electrice, ca să fim bineînțeleși, nu comentez acum o serie întreagă de detalii, care la EcoBest Challenge am avut 3 mașini chinezești și am văzut despre ce e vorba, ci comentez strict preț. E bine să nu ne ia, ca să zic așa, flama, să bem puțină apă rece, pentru că lucrurile nu vor rămâne așa, și asta este și aviz celor care vor să se apuce de business-ul ăsta cu mașini chinezești. Și trebuie să avem în vedere și faptul, spus de altfel și de Carlos Tavares, președintele Stellantis, și de Luca de Meo, că putem asista la ceea ce de mult n-am mai văzut în Europa, și anume prețuri de dumping. Vă mai amintiți, oameni buni, că se tot vorbea de dumping la un moment dat? E bine, e posibil ca unii dintre producătorii chinezi, chiar și așa cu taxe și bariere de toate felurile, când vor veni aici să facă prețul de dumping pentru a cuceri Europa, ceea ce, din nou, noi în Europa nu mai avem, nu mai vorbim despre așa ceva. V-am dat doar câteva detalii pentru că timp nu avem. Asta nu diminuează cu nimic meritele producătorilor chinezi care sunt deja în Europa. Să luăm Geely, care e proprietarul lui Volvo, are London Taxi, are Lotus, a cumpărat Aston Martin, are un pachet important la Daimler. Deci să nu vorbim, noi nu vorbim de rău de nimeni aici la Europa FM, ci doar vă informăm ca să știți ce urmează să se întâmple. Și Radu, vreau să mai spun două vorbe, și anume că mâine la ora 12, ora României, va fi dat publicității de către jurul european AutoBest lista celor 6 finaliste, oameni buni, pentru ediția AutoBest Best by Car of Europe 2023. Nu vă reau decât că nu pot să n-o spun în calitatea asta mea de președinte AutoBest. O iau înaintea tuturor și fac în premieră mondială anunțul, sper ca să nu mă pedepsească nimeni. Dacia Jogger este, oameni buni, în finala AutoBest 2023. Nu vă pot spune, chiar dacă le știu, toate celelalte finaliste. Mâine la ora 12 se va da publicității. Tot mâine la 12 vom afla și cine este noul Hall of Famer la design, noul Hall of Famer la cei mai buni manageri și așa mai departe. Și Radu, ultima informație, în cursul acestei săptămâni, juriul, mașina anului în România, anului 2023, în care face parte și Radu, își va începe activitatea. Și în premieră absolută aici la Europa FM, pe data de 6 decembrie, la Academia Titi Aur, va avea loc finala competiției Mașina Anului în România. Deci mă chem la serviciu, am înțeles, am aflat exact. Live. Exact, live. Îți mulțumesc mult, Dan, pentru toate informațiile pe care le-ai adus. Doar o singură remarcă și din partea mea, apropo de războiul ăsta dintre China și Europa la capitolul mașini electrice. Până una alta, în Europa, cea mai vândută mașină electrică rămâne una produsă în Statele Unite, de către americani, evident. Cel puțin asta s-a întâmplat luna trecută în Europa, un lucru interesant. Îți mulțumesc, Dan, o seară bună și să ne reîntâlnim cu bine. Oriunde mergi, orice faci, more music for free. Descarcă aplicația și ascultă Europa FM.